Bucurie pentru locuitorii comunei Băcioi, în special pentru familiile tinere. Acolo a fost redeschisă una din cele patru grădinițe din localitate, după o renovare din temelie. S-a înlocuit practic totul, acoperiș, fațadă, pereți și pardoseală. Cum arăta anterior instituția și cât de mult s-a schimbat la față? Vedeți în continuare. Acum 7 luni instituția arăta astfel. Așa arată grădinița proaspăt renovată. În prezent, instituția e greu de recunoscut. Lucrările de reparație au fost mult așteptate, spun angajații, întrucât în 40 de ani nu s-a intervenit decât cu schimbarea geamurilor. De mult așteptam, dar... De fapt, nu contează așteptarea noastră, contează că, într-adevăr, până la urmă am fost auziți, am fost înțeleși și s-a realizat cu succes obiectivul nostru. Schimbări au fost multe. În prim plan a fost schimbat acoperișul, au fost termoizolate tavanele și pereții exteriori, au fost renovate pardoselele și pereții interiori din toată instituția, s-a modernizat rețeaua electrică, și corpurile de iluminat. A fost construit un sistem nou de ventilare. S-a schimbat în totalitate, atât pe interior cât și pe exterior. S-a mai procurat mobilier pentru bucătăriile din grupe și s-a modificat inventarul grădiniței, instituția acum fiind dotată cu toate cele necesare. În prezent, muncitorii finalizează amenajarea pavajului în curtea grădiniței. Întrebați ce le dădea cele mai mari bătăi de cap, educatorii au spus sigur, acoperișul. Podul, într-adevăr, era încă făcut de până 60 ceva și era din gips, din lut și acoperișul tot de pe atunci era și ploua foarte tare, ploua, când ales când a fost vara asta ploaie cei mari, a inundat tot. Eugenia Postică spune că acum procesul educațional se desfășoară mult mai bine, întrucât condițiile sunt pe măsură. Podeaua, toată podeala s-a îndreptat, tot s-a scos, în dormitor unde au fost podea încă scândură, s-a scos și aici a fost beton turnat și nu era turnat drept și a scos tot și a turnat tot din nou, tot linoleum, tot s-a schimbat nou. Și pereții s-au înnoit ca că nici nu-i grădinița cei care a fost. S-a schimbat foarte mult, suntem foarte mulțumiți, îmi place foarte bine cum au făcut. Grădinița a fost redeschisă pe 1 decembrie și este frecventată de 50 de copii. Autoritățile spun că astfel s-a rezolvat și problema părinților care erau nevoiți să-și ducă copiii la grădiniță în oraș. Menționăm că primăria Chișinău a alocat pentru reparația grădiniței 800.000 de lei. Totodată, în localitate se renovează alte două instituții de educație timpurie, muncitorii fiind implicați în prezent în lucrări de modernizare a pavilioanelor. În total, în acest an, pentru realizarea proiectelor de infrastructură și reparația instituțiilor de învățământ din comuna Băcioi, din municipiul Chișinău, a fost alocat 8,2 milioane de lei.